Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seară, că stoparea imediată a importurilor de gaze și petrol din Rusia către Uniunea Europeană va avea un efect și asupra statelor care depind de aceste surse de energie. În acest sens, șeful statului a spus că nu este realist să impunem sancțiuni pe această zonă, fiind nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru a întrerupe gradual importurile. Principiul pe care am mers tot timpul, când am hotărât pachete de sancțiuni, a fost ca aceste sancțiuni să aibă, în primul rând, efectul cel mai puternic asupra Rusiei, nu asupra noastră. Și atunci, este clar că nu putem să aplicăm sancțiuni care, până la urmă, sunt mult mai greu de dus pentru statele noastre decât pentru Rusia. Sigur, au existat tot felul de discuții, pro și contra. Fapt este că nu a existat o propunere concretă, formală, pentru un pachet de sancțiuni pe energie. Însă, da, discuții s-au purtat, dar știm foarte bine că în Uniunea Europeană sunt state care depind relativ puțin de gazul rusesc sau de petrolul rusesc, dar sunt state care depind aproape integral de gazul și petrolul rusești și atunci este clar că în acest moment nu este realist să impunem sancțiuni pe această zonă. Dar, pe de altă parte, noi am luat decizia deja la Versailles, acum o săptămână, să renunțăm gradual și cât se poate de repede la importul de energie din Rusia. Însă această schimbare a furnizorilor nu se poate face de azi pe mâine, va dura luni de zile sau în unele situații chiar ani de zile. Dar suntem hotărâți să facem acest lucru. Cum suntem hotărâți să renunțăm tot mai mult la resurse fosile și să trecem pe energii regenerabile? A afirmat Klaus Iohannis la o conferință de presă de la Bruxelles. Acesta a precizat că înlocuirea cu regenerabile sau în cazul nostru, al României, de exemplu, cu nuclear, este o soluție. Președintele Biden a spus că în Statele Unite se va crește producția de gaz și petrol, în așa fel încât poate să furnizeze pentru Europa aceste resurse, până când, sigur, regenerabilele sau energia nucleară sunt suficient de bine dezvoltate pentru a renunța gradual, a mai spus șeful statului. Klaus Iohannis a mai precizat că a vorbit cu premierul Bulgariei, care l-a asigurat că România va putea importa pe aceeași linie a interconectorului cu Grecia gaz pentru consum casnic și industrial. Discuțiile continuă în această seară pe Ucraina și discuțiile vor continua mâine pe energie și prețuri. Trebuie să găsim căi prin care putem să aducem prețurile la un nivel rezonabil și, pe de altă parte, fiecare stat trebuie să găsească metode prin care să protejeze consumatorii vulnerabili. Pentru noi și pentru alții, gazul este extrem de important și, în acest sens, am discutat, de exemplu, cu premierul Bulgariei pentru a afla cum avansează lucrările la interconectorul cu Grecia și am primit asigurări că lucrurile intră în linie dreaptă și vom putea să importăm și pe aceeași linie gaz pentru consumul casnic, dar și pentru consumul industrial, a declarat Iohannis. Editor Alexandru Costea.